La început n-a fost chiar așa să merg pe urma tatălui meu. Eu la început am jucat fotbal și paralel făceam muzica. Tata nu a vrut neapărat să ne forțeze cu muzica foarte mult, pentru că el ne mai zicea, e greu să intri în muzica populară, e greu să vedeți, să duci un eveniment cap-coadă, nu este așa ușor precum crede lumea. Iar atunci el a încercat să ne lase să facem ce vrem și ce ne place. Am făcut fotbal până în clasa 7-a. Ai jucat într-o echipă? Da, jucam pentru echipa din Timișoara, Poli Timișoara. Dar cum am zis, paralel făceam și muzică, făceam, eu am făcut pian. Eu n-am început din prima cu saxofonul sau să cânt și la pian? Mai știu, înainte știam mai bine, acum n-am mai studiat și nu am mai repetat, doar ce mi-amintesc. După aceea, țin minte, eu am făcut și liceu de muzică, să vă spun, cam mult de povestit. Am făcut liceu de muzică, dar după un timp muzica am lăsat-o deoparte de tot. Deci nu mai nici pian, nici absolut nimic. Am zis gata, merg numai pe fotbal și asta o să fac de acum înainte. Din clasa 12-a s-a întâmplat, pot să zic, problema, nenorocirea care a intervenit la mine, să vă spun, cu diabetul, și de atunci pentru mine a fost o pauză de câțiva ani, un an, doi, să zic, în care nu am mai făcut absolut nimic. Cum mai s-a declanșat treaba asta cu diabetul? Problema, pot să zic că s-a declanșat pe partea emoțională, cred eu, pentru că eu nu aveam o relație destul de apropiată cu tatăl meu, să zic așa, și cred că pe partea emoțională s-a declanșat toată problema cu diabetul. Care erau problemele între tine și tatăl tău de zici că nu... Orice făceam, nu acceptam să mă duc să-i cer o părere. El era un pic mai dur cu noi, că eu am un frate, după cum știți, și nu acceptam, era foarte frică. Orice încercam să fac cu el, după câteva minute începeam să plâng. Era o problemă, nu pot să-mi dau seama, dar cred că duritatea lui și-a spus cuvântul în această problemă a mea. Și pe parcurs s-au adunat foarte multe. El era un pic și mai dur, nu doar cu mine, și cu mama și cu toată familia. Era o fire mai dură. Nu a știut exact cum să se comporte, să zic așa, cu noi. Și de aia eu, cum am fost o fire mai emotivă, cred că s-a axat toată această problemă la mine. La vârsta de 19 ani, fratele meu a zis, măi, trebuie să faci tu ceva. Ce să faci? Fotbal nu mai n-ai mai făcut, te-ai lăsat dintr-o dată. Uite, ce pot să fac eu cu tine? Hai să... Multă lume nu știe ce am făcut eu înainte să fac și saxofon sau ce am făcut. Am mers cu fratele meu la filmat.
mă ocupam foto-video, încercam paralel să fiu și DJ și am început să merg la evenimente pe lângă el și cu taică-miu. Mergeam, mai puneam o melodie pe laptop, mai... Relațiile cu tatăl tău se mai înmuiaseră între... Da, dar nu... da, se înmuiase după ce m-am bolnăvit de diabet. Atunci el a avut și el o durere foarte mare și atunci clar că am și eu mi-am spus problema care o aveam, zic da, uite, de aia, pentru că sunt emotiv și asta s-a întâmplat și maică mi-a spus, lasă-mă ușor pentru că uite ce se întâmplă, nu e ok, și el de atunci a zis că dacă am avut o problemă în care era să mor, să zic așa. Și l-a zis, dacă copilul meu moare sau se întâmplă ceva cu el, eu nu mai rost să trăiesc. Și atunci, normal că el și-a dat seama în acel moment și a încercat să o lase mai ușor și să lase după noi, cum ar fi, pentru că am crescut mai mari și fratele meu este mai mare ca mine cu 3 ani. Și atunci a zis, da, domne, le dau copiilor să zic, nu problema familiei, lucru familiei cu muzica, cu să se ocupe de, să impresarieze, să zic așa, fratele meu să impresarieze formația. Și bineînțeles, fratele meu m-a luat pe lângă el, zice, ok, hai, uite, eram cu aparatul foto, pozam, mai filmam, mai cu DJ-ul, dar la un moment dat vedeam că nu este ok. Și eu acasă am început așa ușor, ușor să iau saxofonul, să mai cânt de unul singur și aici mi-am dat seama pentru că am încercat cu tatăl meu să studiez, să-mi arate un pic această, de bază. Exact, această meserie și nu reușeam nici cum. După cum am spus, orice începeam să fac cu el era foarte dur, plângeam, se pica totul dintr-o dată. El mi-a explicat într-un fel în care eu nu puteam să duc mental, psihic, el nu era un pedagog foarte bun cu mine și am zis, e clar, nu se poate, mă las, pentru că nu am nicio șansă, eu de unul singur nu pot, doar dacă să mă duc la cineva, ceea ce nu aveam o atragere să mă duc la cineva să învăț. Atunci fratele meu, cum deja a intrat un pic în muzică și a văzut despre ce este vorba, mi-a spus, mi-a zis, uite, am putea merge la persoana respectivă să-ți arate un pic și să vedem dacă e ok și atunci tu alegi, mergi pe partea asta sau vedem ce va fi. Și așa a fost să fie, așa a fost norocul, am reușit să învăț câte un pic, ca după aceea să urmeze nunta lui frate-miu și el să-mi spună, zice, uite, acum că știi un pic de saxofon și știi câteva melodii, aș vrea să cânti la nunta mea, să ai un program al tău în care să te arăți așa. Și vă dați seama, emoții. De la Armando, special pentru cel mai bun tată din lume, să trăiască, și pentru doamna Armina și pentru fratele tău, pentru Armin, i-auzi. La nunta mea o veni, la nunta mea o veni, și fratele meu mai mic, și fratele meu mai mic, i-auzi, Armando. Și știe lumea ce zi, și știe lumea ce zi, e fratele meu mai mic, e fratele meu mai mic. Nu mai pot să-mi aduc absolut nimic aminte exact, pentru că au fost emoțiile foarte mari. Bineînțeles, am cântat lângă tatăl meu. Pot să zic că de atunci să merg pe divinitate, Dumnezeu mi-a pus mâna în cap. Pentru că
taică-miu atunci a prelucrat o instrumentală specială pentru mine, în care eu cu aia am avut, să zic așa, un noroc foarte mare. Un instrumentist când ajunge la un eveniment zice, vin oamenii și spun, pentru că am auzit, domne, vă rog să-mi faceți, vă rog, instrumentala lui Armin, vă rog să-mi faceți stilul lui Armin. Deci au, să zic așa, chestii de genul și pe mine asta mă bucură. Chiar de atunci am văzut pe YouTube, s-au făcut foarte multe vizualizări, ceea ce pentru mine a fost, eu aveam un canal de YouTube care încărcam cu taică-miu, cu formația lui și gen se făceau puține vizualizări, 5.000, 10.000. Iar acum am explodat, zi-mi cum e tatăl tău acum în relația cu tine, văzând că ai prins atât talent și mai ales faimă la saxofon. În momentul actual, în momentul de față, pot să zic că este cu totul alt tată, pentru că eu l-am cunoscut cumva până la o perioadă și de acum nu, între noi nimeni discuție tată-fiu. Eu acum de multe ori o mai spun, te-am făcut mare, te-am făcut cunoscut. Pentru că, uite, facem diferență între vizualizări pe internet și ce se întâmplă. Tu ai atâtea vizualizări, zic, eu am atâtea. Tu când ți alături de mine, zic, uite, ai mai mare succesul. Deci te rog frumos, ai grijă cum te comporți cu mine, că o să ai probleme. Da. Este... Spune lucrurile astea? Nu spune, nu neapărat să vină să spun. Să-ți arate măcar că e mândru că ai ajuns în punctul ăsta. Nu vrea, nu, așa nu prea mă arat, adică eu îl văd, îl simt, pentru că asta e, din sângele lui și îmi dau seama, dar oricum el, prin ceea ce face pentru mine, îmi dau seama că din cauza lui eu am reușit să fac ceea ce fac astăzi și nu doar eu, prin vorba lui care o spune tot timpul și teoriile care mi le ține mie și multor alți artiști. Vă și spun acum ce a spus, o frază din ce a spus un suflător cunoscut în România. Zice, noi instrumentiștii ar trebui, și nu numai instrumentiștii, toată muzica asta populară, muzica de petrecere, ar trebui să vină la, după fiecare eveniment, cu 100 de euro, să vină la Petrică Nicoara ca și să-i dea banii. Pentru că a dat valoare instrumentului, a dat valoare saxofonului. Și asta ar merita el, pentru că altfel noi eram oamenii ăia simpli, adică era solistul, pentru că solistul la un eveniment principal și formația oarecare în spate care... Cine este pentru tine cel mai mare saxofonist din România? Nu există un suflător mare la ora actuală, adică nu eu, da, eu sunt mare sau ăla e mare sau Petrică Nicoara e mare sau cu tare. În momentul de față publicul, pot să spun că face, și mă uit direct la lume, publicul face saxofonistul la ora actuală sau persoana. Adică eu dacă am acum un număr de vizualizări, un public atât de larg, atât de mare, acela este suflătorul cel mai mare la ora actuală. Dacă în momentul de față vine un alt instrumentist și adună la un spectacol 100.000 de persoane, eu zic da, ăla e cel mai tare. Cum pot să zic la momentul actual de unii soliști care sunt acum... Cum se iau altfel, cine este cel mai talentat saxofonist în momentul de față? Nu pot să zic, na, talent, acum depinde și talentat sau bun, că se poate lua un saxofonist bun și un saxofonist talentat sau oricum așa. Eu recunosc în momentul de față și o spun, care n-am mai spus niciodată, nu sunt un saxofonist bun. Pot să zic, eu poate sunt, că cum se spune în lumea muzicii, locul 1, ăla e numărul 1. Nu, domne, eu locul... Nici nu mă văd pe niciun loc. Atât de, poate nu, v-am spus, nu se compară eu și alții tutori. Sunt foarte mulți buni, dar ce se întâmplă la mine, eu poate știu să-mi fac meseria mai bine și
lumea mă respectă prin ceea ce fac la evenimentele evenimentele lor, bineînțeles, pentru că eu când duc la un eveniment încerc să fac ca și cum aș face pentru mine. Poate alți instrumentiști sau alte formații se duc la eveniment, da, Doamne, mă duc la eveniment, îmi iau bani și plec acasă. Eu încerc să fiu acolo în eveniment, îmi dau tot sufletul și de aceea eu și cu formația mea, pentru că acum suntem două formații, formația Arbin-Nicoară și formația Petrică-Nicoară, în cazul nostru, și atunci poate eu sunt un pic mai dur cu băieții mei din formație, pentru că îi mai cert. Marketingul cât a contat pentru cariera ta? Cel mai important. Pot să zic cel mai important pentru că, vedeți, în ziua de astăzi Facebook-ul, Instagram-ul, rețele de socializare, dacă știți să te promovezi și nu numai, bun, știți să te promovezi, dar paralel trebuie să știi să-ți faci treaba bine, foarte bine, ca să, ca lumea să te poată iubi și să poți să cânti la evenimente și din eveniment în eveniment lumea să te pună. Pentru că vedem pe rețele de socializare, sunt foarte, foarte mulți hateri care toată lumea spune ce cântă Armin, ce face Armin, ce... Toată lumea, dar stai un pic, cânt frumos, ce cânt, așa cât cânt eu, o cânt, dar mai, aici mai este vorba că e și omul. Omul, nu pot să mă duc la un eveniment, eu pot să cânt foarte bine, adică pot să vin la un eveniment să-ți cânt dumnezeiește, Mozart, Beethoven, ce vrei tu, școala de muzică, să pun în practică, dar dacă ca om mă duc și îmi bag joc de eveniment, tot încerc să mă râd poate de unul, că ce-o făcut, sau uite cum mănâncă, sau ce-o, normal, te taxează. Asta nu știu mulți muzicanți, mulți artiști în ziua de astăzi și de aia eu cred că la ora actuală, eu sunt cel mai talentat și cel mai... Cum vreți dumneavoastră să spuneți?